Valența elementelor. Ce este valența? Proprietatea atomilor de a se uni între ei pentru a ajunge la configurația stabilă de dublet sau de octet pe ultimul strat se numește valență. Valența unui element este egală cu numărul electronilor cedați sau primiți sau cu numărul electronilor puși în comun. Întrucât acestea sunt cele două modalități ale atomilor, elementelor chimice, de a ajunge la configurația stabilă de dublet sau de octet, valența este egală cu numărul de electroni cedați sau primiți sau puși în comun în cazul compușilor moleculari. Un element chimic poate fi monovalent mono, prefixul mono înseamnă valența 1. Poate fi divalent, adică are valența 2, trivalent, are valența 3, tetravalent, valența 4, pentavalent, valența 5, hexavalent, valența 6 și heptavalent. Valența 7, care este și maxima pentru elementele din sistemul periodic. De ce? În grupa a 8-a găsim gazele rare care acestea deja au configurația stabilă, heliu de dublet, iar celelalte gaze rare de octet. Prin urmare, ele sunt zero valente, adică nu au valență și nu formează compuși chimici. Valențele unui element chimic sunt importante pentru a scrie formulele compușilor formați de către acestea. De unde vom ști noi cât este valența unui element chimic? Avem pentru metale situate în grupele principale și aici vorbim de grupa 1A, 2A și grupa a 3-a A. Valența acestora este egală chiar cu numărul grupei principale. Vorbim aici de grupa 1A și anume, cele mai cunoscute sunt sodiu și potasiu. Prin urmare, deci avem grupa 1A, sodiu cu simbolul Na și potasiu cu simbolul K, calium, care fiind în grupa 1A, au un singur electron pe ultimul strat de valență și prin urmare vor avea valența 1. În grupa 2A, cele mai importante metale din grupa a doua principală sunt magneziu și calciu. Deci avem magneziu cu simbolul Mg și calciu cu simbolul Cm mare a mic.
Ele au 2 electroni pe ultimul strat, numărul electronilor de pe ultimul strat ne arată și numărul grupei principale și, prin urmare, au valența 2, egală cu numărul grupei. Și mai avem în grupa 3A singurul metal care este mai important, și anume aluminiu. Aluminiu cu simbolul Al, fiind în grupa a treia A, 3 electroni pe ultimul strat, are valența 3. Deci, așa stau lucrurile la metalele situate în grupele principale. La metalele aflate în grupe secundare, acestea care sunt colorate cu galben și care sunt grupe mai mici, observați, cele principale sunt grupele mai mari, da? Iar cele secundare, tranziționale, sunt în grupe mai mici. Nu se aplică regula numărul grupei să fie egal cu numărul de electroni de pe ultimul strat și, prin urmare, și cu valența. La acestea, valența variază la marea majoritate și mai importante sunt. Deci, la acestea nu trebuie să le știți în ce grupe sunt, decât ce valențe au. Avem important metale tranziționale. Deci, din grupe secundare notate cu B mare. Și avem zinc cu simbolul Zn, care are valența 2. Mai este important mercur cu simbolul Hg, hidrargir, la fel valența 2. Argintul, iarăși veți lucra mult cu argint, cu simbolul Ag, acesta are valența 1. Mai avem fierul cu simbolul Fe, acesta are valența 2 inferioară și superioară 3. În unii compuși are valența 2, în alți compuși valența 3. Și cupru, simbolul cu, acesta are valența 1, dar în foarte puțin compuși, de obicei, marea majoritate a compușilor cuprului sunt ai cuprului cu valența 2. Deci așa stau lucrurile la metale și trebuie să știți că și caracterul lor chimic, și anume ce sunt metale sau nemetale, deoarece în scrierea formulelor, mai întâi în formulă, dacă avem metal, se scrie simbolul metalului. Să trecem la nemetale. La nemetale lucrurile sunt puțin mai complicate, deoarece valența acestora variază în funcție de compușii în care se găsesc aceste nemetale. Pentru compușii nemetalelor cu hidrogenul sau cu metalele, valența se calculează 8 minus numărul grupei. Și să le luăm pe rând. Din grupa a patra, cel mai important este carbonul. Grupa a patra numindu-se grupa carbonului. Deci, din grupa a patra avem carbon cu simbolul Q mare și are valența 4 în compușii cu metalele sau cu hidrogenul. În grupa a cincea, am uitat să scriu A, la nemetale nu avem grupe secundare. În grupa a cincea avem azotul cu simbolul N și fosforul, cele mai importante nemetale din grupa a cincea principală. Deci avem azot,
numare de la nitrogen și fosfor este P mare. Înainte F-ul se scria PH și de aici a rămas simbolul prima literă P. Deci au valența 8 minus 5, deci 3. 8 minus numărul grupei. În grupa 6-a, principală, avem oxigenul și sulful. Oxigen cu simbolul O și sulf cu simbolul S. Fiind în grupa 6, 8 minus 6 au valența 2. Grupa 7, principală, avem fluorul, clorul, bromul și iodul, cele mai importante. Astatinul este radioactiv. Deci avem fluor cu simbolul F mare, clor, simbolul CL, brom, BR și iod, simbolul I. Fiind în grupa 7-a principală, valența se calculează 8 minus 7, deci au valența 1. Pentru compușii nemetalelor cu oxigenul avem valență variabilă, dar maximă egală cu numărul grupei. Deci un nemetal, să zicem, le luăm pe cele care tocmai le-am spus din grupa 7, fluorul, clorul, bromul și iodul, nu pot avea valența mai mare decât 7, numărul grupei lor. Să vedem cum aflu eu pentru compușii nemetalelor cu oxigenul valența acestora. Să luăm, de exemplu, pentru monoxidul de carbon. Îi scriem formula carbon-oxigen și vedem că avem carbonul în monoxidul de carbon se combină cu un singur atom de oxigen. Oxigenul este constant divalent, deci el față de restul nemetalelor nu are valență variabilă, deci are valența 2. Și atunci, mă uit, dacă atomul de carbon se combină cu un atom de oxigen, înmulțim numărul atomilor de oxigen cu valența acestuia. Și vine 1 ori 2, 2. Înseamnă că carbonul are în monoxidul de carbon tot valența 2. În dioxidul de carbon, care îl cunoaște toată lumea. Carbon, oxigen, 2. Observăm că în dioxidul de carbon, carbonul se combină cu 2 atomi de oxigen. Trecem valența oxigenului sub el și înmulțim valența cu numărul atomilor de oxigen. Și vine 2 ori 2, 4. Deci, iată, în dioxidul de carbon, carbonul are valența 4 și maximă, fiind în grupa a 4-a. Să mai luăm pentru trioxidul de sulf. Scriem sulf și trioxid înseamnă 3 atomi de oxigen. Punem valența oxigenului 2 și sulful în trioxidul de sulf se combină cu 3 atomi de oxigen. Deci vine 3 ori 2, în trioxid de sulf, sulful are valența 6. Iată cum se calculează. Am uitat de un nemetal foarte important și anume de hidrogen, care formează foarte mulți compuși chimici. El ocupă un loc aparte în sistemul periodic și anume nu face parte din nicio grupă, nici principală, nici secundară. Uitați aici. Prin urmare, nu avem nicio grupă și vom scrie hidrogen
cu simbolul H, care are valența 1.